Nu mai zici bună ziua. Ați oprit sau... Ați oprit căldura. Care este cauza? Am oprit-o. Eu am oprit-o serviciul public de alimentare cu energie termică, dar sunt de acord cu acest lucru, pentru că sunt aproape 10% din asociații, vreo 30 din 300, care efectiv n-au plătit aproape deloc la agentul termic. Nu este normal ca o parte din asociații, o mare parte, să plătească, iar alții să nu plătească nici 2015, nici 2016, nici 2017. Îmi pare rău că pentru unii dintr-o scară de bloc suferă și ceilalți, dar și cetățenii trebuie să ia atitudine, cei care locuiesc acolo în bloc, să-i tragă de mânecă pe cei care nu-și plătesc, să rezolve această problemă. Orice serviciu în orice țară din lumea aceasta se plătește. Dacă nu-ți plătești curentul, a doua zi vine, ți l-a oprit și nu mai ai curent. Așa trebuie să înțelegem că se întâmplă și cu căldura, cu agentul termic. E o datorie pe care trebuie să ne asumăm ca și locatari și trebuie să o plătim. Aceasta va fi oprită până când își vor face plățile, nu se va da drumul? Nu voi da drumul până în momentul în care nu voi vedea că există o anumită voință din partea asociațiilor, să vedem că încasăm bani, să vedem că vin să facă o eșalonare de plată, de care obligatoriu trebuie să se și țină, altfel nu. În acest moment, decizia noastră este clară, cine nu înțelege să își plătească datoriile, sau măcar o parte din ea, din aceste datorii, nu avem pretenția să ni le aducă mâine toate, să ne plătească mâine toți banii, dar măcar o parte și să vedem o anumită voință din partea asociațiilor, dacă nu vedem acest lucru, căldura rămâne închisă. La momentul în care vorbim, aproape tot orașul are căldură, nu mai sunt zone mari, sunt lucruri punctuale, aici câteva case, într-o parte alte case care nu au căldură, dar per total Severinul în acest moment este racordat la rețeaua de agent termic. Rămâne ca cei care au datorii să facă un efort să plătească măcar o parte din ele.